Este importantă o campanie împotriva violenței verbale pentru că foarte multă lume, public, părinți, cadre didactice și chiar copii nu cunosc care sunt granițele unei violențe verbale până la violența fizică, nu cunosc care pot fi efectele asupra copilului, efectele în dezvoltarea lui viitoare. Nu știu cât de emoționat, de stresat, de afectat poate fi copilul și cât de iremediabil uneori își pune amprenta o astfel de atitudine pe dezvoltarea viitoare a copilului. Sigur, e nevoie de o combinație eficientă și echilibrată între doi factori. Pe de o parte, să existe servicii la nivel local care să identifice cazurile în care un copil ar putea suferi de astfel de traume. Pe de altă parte, să știe cum să intervină și cu ce metode, cu ce tipuri de servicii specifice atunci când copilul a suferit deja de o violență verbală sau fizică și în combinație cu o campanie de conștientizare, așa cum ziceam mai devreme, cred eu că autoritățile nu pot lucra singure, de asta astăzi ne-am alăturat campaniei lansate de UNICEF. E nevoie de autorități centrale, e nevoie de organizații neguvernamentale, e nevoie de UNICEF și este nevoie de înțelegerea publicului în ansamblu. Strategia are unul dintre cele patru obiective stabilit, prevenirea și combaterea violenței, pentru că ne interesează pe de-o parte efectele pe care ea le-ar putea avea asupra dezvoltării copilului, pe de altă parte ne interesează și avem obligația de a face totul pentru a proteja toate drepturile copilului. Și este dreptul copilului să fie ferit de violență și să trăiască în siguranță, să trăiască simțindu-se confortabil alături de părinți, la școală, în comunitate sau lângă prietenii lui.